iei așa din borcanul acela masca și o tuflești în păr, ap când dai cu dușul, bănișoarea te scurg așa și pe corp și pe stăt și duc drept în canalizație. Fetele, vă rog, vă implor, în cazul când voi îndreptați părul cu placă, uscați părul cu fonul și lăsați-l măcar 5 minute. Clientul e așa cum îl vezi tu. Dacă tu crezi că clienții tăi n-au bani, înseamnă că ei n-a să-ți plătească ție. Tu ai să ai mereu clienți de ăștia care n-au bani. Dacă să vorbim despre oamenii care încă nu-și permit, dar tătă-i logo de sus până jos, ei sunt foarte săraci interior și cumva ei sărăcia asta vor să o arăt prin bogăția din exterior. Nu lăsați pe nimeni să hotărască cât tu trebuie să cântărești, asta trebuie tu să decizi. Cum tu trebuie să te îmbraci, unde tu trebuie să lucrezi și trebuie să faci tu bani sau nu. Salut, sunt Valeria Roznovanu și vorbim la 1 noapte. Cu o lună urmă mă gândeam că eu acum trăiesc ceea ce 6 ani în urmă, când eu eram într-o depresie postpartum foarte gravă, visam. Deci, practic, în fiecare seară, după ce adormeam copilul, soțul, strângeam ca fiecare femeie, mă culcam și aveam insomnii foarte mari și eu închideam ochii și mă imaginam cum eu dau un interviu sau cum mă îmbrac frumos și mă urc într-o mașină bună, cum sunt mereu machiată, salutată și cam asta se întâmplă astăzi acum. Da, dar și am muncit foarte mult ca asta se întâmplă, adică nu doar am visat și într-o zi m-am trezit cu o invitată la podcast. Am muncit foarte mult, am muncit 7 zile din 7 cu nici măcar o duminică liberă pe lună și câteodată am muncit și 14 ore pe zi. Pentru feedback-ul pe care eu îl primeam de la clienții mei, de la, pe urmă și de la echipa mea și pentru că sunt o luptătoare și toată viața mă întreg cu mine. Adică îmi pun obiective, le ajung și pe urmă nu mai place. Vreau ceva nou. Și uite așa, zi de zi. Eu tot am fost o neorlăită și de aici am stricat și relații, prietenii în trecut, dar eu cumva am avut o discuție foarte dură cu mine și m-am dezvățat de neorlăit și m-am despărțit de persoanele din jurul meu care neorlă. Pentru că o persoană care mereu este nefericită, care mereu vede în tot probleme, care îți transmite și ție starea aceasta de anxietate și că totul e rău, că mâine e război, că poi mâine trebuie să cumpărăm ulei, du-te răbde și scoate toți banii din bancă și tu pe secundă te gândești, dar poate chiar eu stau și pierd timpul ăsta când el e atât de prețios, de să mă duc și eu. Aici am cel mai mare noroc al meu, cred că este soțul, care îmi dă așa o găleată de apă rece pe mine și spune, ce cu tine? Care ulei, care bani, mergi înainte, acum cât ai prins valul, restul nu contează. Uite, eu am avut perioada când nu am lucrat, soțul meu câștiga bine, eram în Milano, mai întâi nu am lucrat din cauza actelor, pe urmă am rămas însărcinată și tot așa. Și soțul meu trăia un coșmar. Pentru că eu îl stresam mereu, eu făceam mese frumoase, îl invitam, el întârzia, deci eram într-o ceartă continuă care nu mai, unde nu mai vedeam sfârșitul și cred că de aici mi-a venit și perioada aia cu o depresie atât de mare. Acolo și am pierdut relații, prietenii, oameni la care am ținut foarte mult. Dar cumva faza asta a luat sfârșit când eu am început să am succes în ceea ce fac, când am început să am venitul meu personal. De aceea, dragilor femei, nu contează cât câștigă soțul vostru.
încercați să aveți venitul vostru și nu ca să dovediți cuiva că eu câștig mai mult ca tine sau că uite eu am bani mei, ca să vă simțiți voi importante, libere și fericite. Pentru că o femeie care cere 10 euro pentru să cumpere ceva în casă sau care cere 50 de euro să-și facă unghii sau 100 de euro să trimată la părinți sau undeva, credeți-mă că niciodată nu o cer cu toată inima și oricum există complexul ăla de inferioritate când faci asta și eu, de exemplu, mă rețin fericită și pot să spun cu glas tare că eu am un bărbat la care cred că ai putea să visez toată viața, care niciodată nu m-a lipsit de respect, dar oricum erau discuții referitoare la bani și poate el era obosit, poate îl prindeam într-un moment, dar poate el o spunea nici cu un rău, pur și simplu mă întreba pentru ce vrei banii, că era o curiozitate, dar eu fiind nefericită și simțindu-mă inferioară în cel moment, primeam asta ca pe o ofensă foarte mare și foarte personală. Eu am crescut într-o familie unde tatăl meu nu s-a prezentat niciodată acasă fără flori la vreun eveniment sau pur și simplu putea să scoată din portbagaj un buchet de flori, să îngenuncheze și să-i scoate mamei o scrisorică și să-i o dea. Sau un alt exemplu pe care eu nu o să-l uit niciodată în viață și la care mi-aduc aminte, eu eram mic, încă nu înțelegeam, dar țin minte că mama mea atât de mult a plâns, el a plecat în Siberia la lucru și din primii bani el i-a cumpărat ei un lănțișor de aur cu cruciți pentru ziua ei și a trimis o scrisoare unde a povestit cât lui este de greu acolo, fără noi, fără ea, prin ce greutăți trece. Și din primii bani și toți care el i-avea atunci la moment, ne-a făcut un colet nou, desigur că cu dulciuri, cu ceva mâncare, bunătățuri de acolo, și mamei i-a trimis acest lănțișor. Adică eu am avut asta exemplu în familie, dar eu cumva cadourile oricum mi le-am făcut mereu singur. Da, este foarte plăcut când le obții de la altcineva, dar eu îmi dau, de exemplu, eu îmi pun obiectiv. Uite, dacă eu fac asta, îmi cumpăr acest ceas. Sau de curând am văzut un parfum de vreo 400 de euro care m-a lăsat fără cuvinte. Mi-am pus un obiectiv până la ziua mea, un obiectiv care ține de nici nu atât de bani, de vreun scop ceva mare, anume de corpul meu și dacă eu îl realizez, eu o să îmi dăruiesc acest parfum. Noi am avut o carantină extraordinară de strict în Italia și soțul lui a crescut părul tare, dar soțul meu are un păr des, gros și toată viața știu că el odată la 7-10 zile trebuie să ducă la coafor să stundă și mereu bombănești când ajunge cu mastura, că numai l-am tuns și iar m-a crescut. Și eu, neavând ce face și lipsindu-mi atât de mult munca mea, i-am făcut lui un tratament la păr. Mai întâi el s-a opus tare, după care eu atât am fost de convingător că el mi-a permis, după care el și-a spălat părul. A venit cu o față și îmi spune: Valeria, eu de astăzi am să te susțin în tot ceea ce faci tu. Am să investesc până la ultimul bănuț, pentru că eu azi am înțeles de ce femeile te îmbrățișează și plâng când ies de la tine din salon. Pentru că pentru mine, fiind bărbat și având părul atât de gros și de dur, eu acum îl ating și mă topesc, eu niciodată n-am avut așa păr. Eu lucrez cu produse braziliene, dar eu am testat foarte multe produse în 5 ani de când activez și cumva mi-am ales clasa premium. Am pierdut foarte mulți bani și acum cred că dacă calculez produsele pe care noi nu le folosim și le avem prin salon, cred că trec de 10.000 de euro, dar doar așa poți să ajungi la produsele care într-adevăr să-ți aducă succes și clienți mulțumiți.
Sunt două tipuri de tratamente în genere în cosmetologia părului. Tratamentele reci și tratamentele ferbinți. Dacă să vorbim despre tratamentele ferbinți, acestea sunt tratamente care modifică structura firului de păr, și adică din păr creț fac păr drept, din păr gros și pufos îl fac la fel drept, cum ar veni efectul de păr cu placă. Tu te trezești, îți păr părul, ai uscat și în 5 minute tu ai un păr perfect. Dacă să vorbim despre tratamentele reci, aici deja mergem la cu un pas înainte, sunt tratamente care îmbunătățesc calitatea firului de păr din interior. Deci, ca să-ți dau un exemplu, dacă tu îi faci o îndreptare cu keratină și chiar dacă el e gol, poros înăuntru, el îi face o peliculă și el pare perfect, lucios, dar înăuntru el rămâne la fel de gol. La a doua, la a treia, la a patra keratină, părul o să înceapă să se rupă, să fie elastic, pentru că el înăuntru devine sintetic, el este gol și trăiește doar din această peliculă. La un moment dat, această peliculă nu o să aibă de ce să prindă și părul o să înceapă să se rupă și atunci cineva o spune, a, keratina mi-a stricat părul. Nu, exact așa se întâmplă și cu culoarea părului și exact așa se întâmplă și în procesul de decolorare a părului. Ce fac tratamentele reci? Intră în structura firului de păr și umplu aceste goluri. Prima dată se umplu așa mai transparent, a doua oară mai plin și până ce părul își recapăt toate aceste componente. Pentru că ce sunt tratamentele reci? Sunt tratamente pe bază de keratină, adică de proteina pe care noi avem în structura părului, carbonul, care la fel este un ingredient care persistă în procent foarte mare la noi în păr și pe care noi îl pierdem cu folosirea fenului, plăcii, la soare, în piscină. Deci sunt toate componentele pe care noi le avem în păr natural și pe care le pierdem cu vârsta sau prin tratamente chimice. Aceste tratamente reci ne aduc în păr aceste componente. Deci părul natural are un pH. Un tratament chimic, fie vopsire de colorare sau keratină, modifică pH-ul părului. Și deci noi trebuie să ne concentrăm ca să menținem mereu părul la pH-ul 4.5, necătând cont la faptul că el este vopsit, tratat cu keratină. În momentul când noi am găsit balansul perfect ca să menținem pH-ul părului la starea lui naturală, noi am găsit soluția de a avea un păr sănătos. Ceea ce, din păcate, foarte puțini coloriști, foarte puține fete care fac tratamente cu keratină cunosc și de aici avem clienți nemulțumiți și de aici avem renumita frază că keratina strică părul sau că decolorarea mi-a ars părul. Prima întrebare a consultației ar fi corect să fie și așa este la noi în salon, care a fost ultimul tău tratament chimic? Dacă tu îmi spui că de colorare, atunci eu știu că părul tău are un pH de 12, pentru că în condiții de salon tu nu poți să știi ce pH are părul tău. Tu poți să deduci doar știind ce tratament chimic a făcut clienta ta. Dacă îmi spune că a făcut keratină, eu știu că are un pH foarte jos, de la 2 la 3.5, și deci eu aleg opusul. Pe pH-ul jos iau un tratament natural, dar cu un pH înalt și invers, ca să creăm mereu acest balans. Nu poți să-i faci unui păr astăzi tratament proteic, mâine tratament proteic și poi mâine. Pentru că la un moment dat el devine prea mult proteină, devine dur și se rupe. La fel nu poți să-i faci mereu lipidic. Pentru că dacă noi dăm mereu lipide, 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 la un moment dat părul devine foarte gras, se murdărește foarte des și tu mergi mereu cu un păr uleios și urât. Deci trebuie să studiezi bine produsele ca să poți să-i oferi acel ciclu de hidratare, nutriție, protecție în tratamentele chimice pe care le facem și curățire. Și uite așa, mereu la fiecare 12 luni acest ciclu se repetă. În cazul când tu faci de două ori pe an tratamente chimice, atunci mai des facem stabilizarea părului. Eu, de exemplu, chiar starea mea interioară o văd cum se schimbă atunci când eu pot să mă trezesc dimineață fără dispoziție și poate n-am dormit noaptea că copiii au fost bolnavi, dar în momentul când eu mi-am făcut o aranjare cu Dyson frumoasă,
nu mereu îmi fac make-up, pentru că mai ales în perioada de vară eu foarte rar aplic ceva pe față în afară de îngrijirea mea de rutină, dar anume părul aranjat și tocurile pentru mine schimbă tot. Eu cumva am înțeles că eu așa mă simt bine. Dacă tu te simți bine să fii îngrijită, asta este alegerea ta. Și acum mai este și moda să nu ne epilăm la sub brațuri. Pentru mine asta e ceva tare urât, în primul rând, din punctul de vedere al igienii. Pentru că părul strânge miros. Dacă pentru tine asta e ok, pe mine asta absolut nu mă deranjează atât timp cât la tine nu pute. Da, sunt fete care nu au posibilitatea financiară să-și facă tratamente, dar fetele, investiți în produsele voastre pentru acasă. Eu am pe TikTok un experiment în care am spălat ciorapii albi, mai întâi am ordărit bine-bine, cu un șampon din comerț, de nu știu nici nu știu cât costă, și 40 de lei, și cu un șampon profesional. Șamponul din comerț a curățit ciorapii ca și asul. Șamponul profesional a scos un pic din murdărie, dar nu a reușit să înalbească. De ce? Pentru că în șampoanele din comerț noi avem sulfați foarte agresivi. Acest sulfat nu, da, ok, îți fac spumă, tu simți că, wow, ce păr curat am, dar ei îți distrug flora. De aici avem dermatite seboreice, păr uscat, mătreața aia uscată pe haine, pentru că noi uscăm atât de mult scalpul încât la un moment dat el se exfoliază așa ca o făină și e foarte urât să vezi persoanele care mereu îs albe așa, mai ales când îmbracă o haină mai închisă. Din linii profesionale și trebuie să fie mereu alese după scalp, nu după păr. Adică dacă tu ai mereu pielea pe scalp uscată, dar lungimile nu, tu nu ți alegi șampun pentru lungime, tu ți alegi un șampun care să-ți rezolve problema scalpului uscat și viceversa. Dacă tu ai un păr foarte gras, asta nu e din cauza părului, asta e din cauza scalpului sau din cauza glandei tiroide sau din cauza că se elimină foarte mult sebum și această problemă practic nu se rezolvă, ea se menține. Poți să găsești soluție ca, de exemplu, să alungești de o zi spălarea sau ca să ajungi seara cu o coafură încă cât de cât ok. Uite, masca trebuie să o alegem pentru lungime, pentru că masca o să ne ofere un luciu, masca o să ne ofere poate lupta cu porozitatea părului și o să ne reducă o porozitate mai bună. Dacă avem păr blond, trebuie să folosim un șampon și o mască care nu sunt agresivă și nu o să ne scoată tonarea la a treia spălare. Pentru că am auzit foarte multe fete care spun că am făcut o decolorare și meșterul nu știa face, că în 3 zile tonalizarea mi s-a dus. Nu. Meșterul poate nu a știut să-ți recomande un șampon bun ca tu să poți să păstrezi. Sau tu ai vrut să economisești. Pentru că mulți au acolo niște bani strânși și se duc și își fac o decolorare, dar nu se gândesc la consecințele acestei decolorări. Fix așa ca și cu keratina. Vine fetița și face keratină și pe urmă spune că da, părul tare răbde, sunt grașă și stă predrept. Ok, dar eu te-am anunțat înainte ca tu să te înscrii că după keratină este obligatoriu, nu este la alegere, este obligatoriu un tratament cu un pH foarte înalt ca noi să îți stabilizăm porozitatea. Pentru că ce face keratina? Keratina închide așa cuticula. Și tu poți să folosești cel mai bun șampon din lume și cea mai bună mască, care toată viața tu te-ai găsit bine. După keratină, el curge pe păr și respectiv nu reușești să-ți lasi părul moale, nici luminos, pentru că el se duce în apă când tu clătești părul. Acest tratament despre care eu vorbesc îți deschide un pic părul, permite atât produselor cât și decolorării să intre, să fie absorbit de păr, dar în același timp părul rămâne perfect drept pentru că a fost îndreptat, dacă a fost îndreptat în tehnica bună. Și eu te-am anunțat că tu trebuie să faci asta. Dacă tu ai avut bani doar de keratină și pe urmă nu ai bani să-ți mai faci acest tratament, nu ai bani să-ți cumperi un șampon bun, tu nu poți să pretinzi de la mine 6 luni cu păr perfect ca în reclamă. Și de multe ori eu le chem și le dovedesc faptul, le spăl cu un șampon bun,
le pun o mască bună, le lusuc și părul e perfect cum era și în prima zi la keratină. Și ies uite, a, dar ce trebuie să lusuc? A, dar eu nu folosesc mască, că masca îngrașă părul. Da, serios, dar poate trebuie să întrebi un specialist care să-ți recomande o mască hrănitoare, dar fără uleiuri. Adică totul este strâns, corelat între... Eu, de exemplu, sunt contrar faptului de a folosi ingredientele naturale din casă, care lumea le mănâncă în păr. Bine, dacă tu ai încercat asta și efectul placebo te face să vezi rezultat, treaba ta. Dar, de exemplu, pe un păr blond, folosirea uleiilor necalitative nu doar că o să ți lusuce și părul să rupă, dar când o să te duci să mai faci o decolorare, poți să-ți dea niște culori oribile sau poți să-ți rupă părul, pentru că uleiul profesional are moleculele nano care sunt gândite ca ele să poată intra în păr, să-l poată hidrata, să-l poată proteja, dar în același moment, la următorul șampun, la următoarea spălare, ele să fie eliminate din păr. Sau, în cel mai rău caz, dacă folosești des acest produs, de exemplu, spray-ul ca pentru a menține volumul la păr sau ca să nu smurdărească. Există tratamentul de detoxifiere a scalpului sau îți cumperi acasă un peeling bun și ți-l faci un scrub bun pentru scalpa asta. Foarte mult contează și o faci. Dar dacă tu îți pui ulei de măsline sau ulei de cocos, ulei de cocos face o peliculă care nu o scoți absolut cu nimic, cam ca și henă. Adică dacă tu ai hotărât că de azi înainte tu îți vopsești părul doar cu henă, tu nu mai poți să faci altceva în păr până ce nu-l crești tot și nu tai acolo unde a fost henă. Pentru că acolo nici nu se decolorează, nici keratina nu se prinde și la un moment dat el devine atât de uscat încât tu îi faci așa și el ca scobitoarea se rupă. Exact acesta îți dă și ulei de cocos. Da, el poți să-ți dea o dată, mătă sau a doua, dar dacă tu îți continui, el face o peliculă atât de gras și părul la un moment dat începe să rupă. Eu am făcut un experiment cu o clientă de-a mea care are origini marochine și acolo toate, de când se nasc, spun ceapă în păr, uleiuri. Și ea îmi spunea, eu văd toate recensiile tale, văd fetele când îți scriu că mi-a crescut părul de 6 cm, de 10, dar la mine el se rupe. Și făcând o analiză și dându-i întrebări, am înțeles că ea folosește uleiurile din casă și își face măști. Și eu am încercat să o convinc că nu. Tu, de azi înainte, nu folosești timp de 6 luni niciun ulei și eu îți fac la 6 luni un tratament gratuit. În cazul când părul nu se rupe și a crescut și în timp de un an noi am reușit să-i facem părul să crească undeva mai jos de jumătate de spinare. Și fata acum nu mai folosește uleiul, ea folosește doar uleiuri pe care le recomand eu, adică profesionale. Toate brandurile profesionale sunt bune. Eu fiind importator de brandul Donati, cumva evident promovez brandul meu. Acest produs este extraordinar. Eu pur și simplu sunt în Italia, sunt singură, aici suntem cu Alina, suntem două fete cu un startup destul de micuț și noi nu avem bani să îl împingem în strategie atât de mult, cu un pic de publicitate și eu cred că acest produs bate 70% din brandurile care sunt pe piață. Dar, dacă să fiu sincer, sunt toate brandurile, Triskelu, Davinisu este un brand foarte bun, Ciu este un brand extraordinar, Biosircu este un brand foarte bun, adică orice produs profesional, fie el Donati sau fie el de alt brand, nu contează. Este super concentrat. Cumva voi calculați că aici dai 40 de lei și acolo dai 250 sau 300 cât costă un șampon. Da, dar aici cumperi 300 de mililitri, dacă să calculezi cum ei vin diluați cu apă, tu cumva ai cumpăra un litru de produs. Un șampon de 300 de mililitri de la Donati ajunge pe 3 luni. În cazul când tu ai foarte, foarte mulți păr, poți să ajungă pe 2 luni jumate și în cazul când ai un păr mediu și pe 3 luni jumate ajungi. Dar orice șampon din profesional, îl pui aici, îl iei cu degetul și îl pui pe scalp. Nu trântești așa ca în reclamă,
Pentru că, în primul rând, părul se murdărească mai repede. Că tu cu apa nu ai să reușești să îl scoți din păr și să rămâi cleios și tu deja de la șampon ai greșit. Deci, mă reîntorc. Îl pui pe scalp, iei dușul și îi dai un picuț de apă așa repede, fugi și te vei trecut. Masezi. Primul șampon nu faci spumă. Este foarte incorrect că persoanele încă fac doar un șampon la spălare. Primul șampon trebuie ca să scoată un pic din grăsime. Al doilea șampon, fix așa îl aplicăm. Tot așa îl diluim cu apă, pentru că este foarte important să adăugăm apă. El nu face spumă până și tu nu-i dai apă. Și tu poți pui jumătate din sticluță, dar dacă tu nu-i dai apă, el oricum o să fie așa ca o cremă și nu o să reușească să ajungă la spuma și la componența lui perfectă. A doilea șampon deja, dacă ai pus șamponul, ai pus apă și nu faci spumă, mai adaugi un picuț. Dar doar în cazul când nu faci spumă. Al doilea șampon trebuie masat mult mai bine și trebuie lăsat măcar un minut să se activeze. Pentru că, cum v-am mai spus, prima șamponare ajută la scoaterea grăsimei, iar al doilea deja, cumva ele se completează una cu alta. Și fix de asta este și foarte recomandat că dacă tu ai cumpărat șamponul dintr-un brand, să mergi mai departe pe aceeași linie. Pentru că ele se completează una cu alta. Să vă dau, de exemplu, șamponul pentru scalp gras. Noi la Donati avem kitul Detox. Este un set din 3 produse. Toate produsele pentru scalp gras încep cu șamponul care are un sulfat un pic mai agresiv ca să curăță mai bine părul. Dându-i această spumă și curățând atât de bine scalpul, se usucă și lungimea. Și uite, aici vine masca și levinul, care sunt super hidratante, dau nutriție în păr, dar au o moleculă specială care nu permite ca părul să se murdărească. Și adică, dacă tu spui că nu folosești mască și balzam ca să nu-ți murdărească părul, dar trântești acest șampun pentru păr gras, care fie el din orice marcă, cât de profesional, el oricum are un sulfat un pic mai puternic ca să curăță și tu leși părul cel uscat azi, mâine, poi mâine și îl mai chepțeni așa fără balzam și el tocmai pucnește când îl piepțeni, atunci tu nu poți spui că șampunul nu-i bun. Multe fete văd un produs pe internet sau careva blogger l-a recomandat și repede îl cumpără fără ca măcar să citească pentru ce tip de scalp este acest păr, pentru ce tip de structură a părului este această mască. Studiați și lăsați frizerul vostru să vă ajute în alegerea produselor pentru acasă. Faza cu trihologul, aici ai atins un subiect foarte bun, pentru că de obicei ce face clientul? Se duce la frizerul lui și îi spune, cade părul, dă-mi un șampon. Cam toate gamele au șampon anticădere. Asta tot e apă la moară, așa, bani aruncați în vânt, așa, fără număr. Pentru că odată, da, când noi avem o cădere, așa, treci și ai 2-3 fire de păr, e una. Când noi la fiecare pieptănare avem smoguri și în plus când avem, vedem bulbul. Bulbul e punctișorul ăla alb, care în realitate este rădăcina părului și atunci când tu vezi că tot părul în pieptene este plin de aceste punctișoare albe, prima chestie care trebuie să faci este să faci analizele la sânge, la fier. După fier vine ferulina. Nu toate analizele la sânge arată ferulină. De exemplu, tu ai făcut și la tine fierul e normă, dar la tine cade păr în continuare. Nu te opri aici. Fă analiza la ferulină. Dacă și ferulina e ok, fă analiza la glanda tiroidă. Și în primul rând contactează un trihologcare o să poată să te ajute să oprești. Chiar astăzi am primit pe pagina din Italia o fată, Valeria, ai vreun tratament care să mă ajute să lupt cu alopecia androgenică. Când părul ai așa, în loc de 100 de fire, tu ai 10-15 fire acolo, în genere, situația e foarte gravă și trebuie tratată atâta timp cât nu s-a cicatrizat. În momentul când se cicatrizează așa, că uite aici la mine mâna a fost friptă și vedeți, este o cicatrice cum ar fi că a fost topit părul și el așa toată viața o să rămână. Aici nu crește nimic.
În momentul când pe scalp încep să apară aceste cicatrizări, tu acolo nu poți mai face nimic. Acolo deja... Și cel mai strașnic e că dacă tu nu tratezi această boală, tu nu poți face nici implant, pentru că tu ai această boală care o să arunce și părul implantat fix așa cum îl arunc pe al tău natural. De asta nu credeți în marketing și în publicitate de care face miracole. Ele ajută. De exemplu, noi la Donati avem un tonic împotriva căderii părului. Eu îl folosesc regulat, nici nu ies din casă dacă nu mi-l aplic și el m-a ajutat în primul rând. Am scăpat de scalpul ăla, de mătreața aia pe care eu aveam și de mâncărime. Că atunci când îți apare mătreața ai și disconfort la nivel de mâncărimea scalpului și câteodată chiar aici în spate când se fac și iritații. Uite, ele mă ajută să țin foarte bine sub control aceste trei puncte. Când e căderea de sezon, eu mereu fac și analiza sângelui și adică îl mențin cu careva integratori alimentari. Atunci ele ajută. Și da, poți să-l întrebi și de frizerul tău. Eu, de exemplu, când primesc întrebări gen, în cade părul, întreb, cade doar când îl speli sau observ că la fiecare dată când tu treci cu mâna pe păr, cade? Dacă spune când îl speli, asta e normal, pentru că când îl spălăm, e ceva normal. Dacă cade la fiecare dată când treci pe păr, în primul rând, eu nu îi fac niciun tratament. Pentru că părul cu tratament o să devină mai greu, și o scadă mai repede. O trimit în primul și în primul rând să-și facă analizele și să vorbească cu un profesionist. El îmi spune, vindem ceva. Eu îi spun, uite, eu nu îți vând pentru că ție asta nu o să rezolvi problema și tu ai spui că produsul meu e rău. Și îți dau și un sfat din tot sufletul. Cu toate că eu aș putea să-mi iau acum 200 de euro de la tine cu șampon, cu tratament, cu nu știu ce și 300 leonin. Dar ele pe tine nu o să-ți ajute. Eu prefer să pierd acești bani, să nu îi încasez astăzi, dar să câștig încrederea ta și să știu că tu pe viața ai să fii clientul meu, pentru că eu ți-am dat un sfat bun și spun, sfatul meu ca de la mamă la copil, nu te duce la alt frizer și cere produsele pe care nu ți le-am dat eu. Du-te și investighează. Eu am avut odată o clientă care a descoperit peste ani de zile când practic deja rămânea fără păr că asta venea de la o bacterie pe care ea o avea în stomac. În momentul când ea deja era disperat, credea că niciodată în viață nu o să-i mai crească părul, a rezolvat această bacterie la ani lungi, i-a început să-i crească părul. Adică trebuie de investigat și nu de uitat la publicități cu produs miracol și mereu eu, de obicei, când sunt probleme destul de grave, eu sfătui clienții să meargă la 2 sau măcar 3 specialiști. Pentru că dacă te duci doar la unul și el a greșit, tu niciodată nu ai să știi. Dar dacă te-ai dus la 2-3, ai făcut o analiză. Dacă măcar la 2 coincide problema pe care ți-o găsit, atunci sigur unul din ei este medicul tău și să mergi mai departe acolo. Părul nostru are legături de sulf în păr care se distrug la tratamente chimice atunci când noi destabilizăm pH-ul în păr și au legăturile de hidrogen care se rup în momentul când noi udăm părul. Asta este normal. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să spălăm părul ca să nu rupem. În momentul când noi îl uscăm, ele se aliniază din nou. Cu cât mai bine noi o să uscăm părul, cu atât mai frumos ele se aliniază și cu atât mai multă strălucire, păr luminos, mătăsos, uite asta era cuvântul, mătăsos, noi o să, așa păr o să avem. În cazul când noi nu îl uscăm, aceste legături se usuc și mai ales când pe păr ude, e trântit un șinion și te-ai dus. Asta este foarte, foarte incorrect. Dacă te temi să nu strici părul, încearcă să-l usuci cu temperatura medie. Și încă ceva, fetele, vă rog, vă implor, în cazul când voi îndreptați părul cu placă, uscați părul cu fonul și lăsați-l măcar 5 minute, pentru că când părul e cald, el ți-ți pare perfect uscat. Dar dacă tu lești 5 minute, 90% tu ai să vezi că tu încă ai porțiuni umide. În momentul când părul s-a răcit, tu îl vezi și atunci îl mai usuci un pic, iar l-ai lăsat.
când tu l-ai uscat și chiar ieri o clientă îmi povestea, e că eu îl usuc și ies și când îndrept, eu tocmai aud cum faci, dar eu așa de tare mă grăbesc și așa de tare vreau răbdică e cald să-l îndrept și l-am îndreptat și da, respectiv ea avea capetele toate înflorite, distrusă, cu puncte albe și uscați-l cu păr mediu. Lăsați-l un pic dacă e cald, mai uscați-l la urmă ca să vă asigurați și pe urmă, dacă nu aveți tratamente de îndreptare, îndreptați-l cu placă. Aici tot, nu mergeți pe plăci super foarte reclamate care au doar o singură temperatură și tu nu știi care e temperatura. Cumpărați-vă plăci care tu poți regulezi de la 160 la 230 și nu pentru ca să o folosiți la 230, dar pentru ca să începeți de la cea mai mică temperatură, să vă găsiți. De exemplu, eu am observat că pe părul meu, vara îmi trebuie o temperatură un pic mai mare ca să stea mai bine, iarna mie mi-ajunge și 170 la 170-180, părul se îndreaptă perfect. Pur și simplu voi tăti vreți mai repede și credeți că dacă să-i dai 230, asta o să rezolvi tot. Nu. Oricum trebuie să faci măcar un tratament restructurant, pentru că când faci tratamente restructurante, acolo se poate juca cu porozitatea părului. Și doar uscându-l el deja o să fie mult mai frumos aliniat și poate nici nu-ți trebuiască să-i treci cu placă. Oi, eu cred că Dyson-ul pentru mine asta a fost cel mai bun cadou pe care eu personal l-am primit, cu toate că eu un an l-am ținut în dulap. Eu un an îl mai scotem câteodată, mai facem un story să vadă lumea că am Dyson și asta era toată fișca. Până când am hotărât că eu nu mai vreau să-mi fac keratină și am început să îl testez, să-l încerc. M-am uitat la tutoriale, țin minte că când el abia ieșit, unicul tutorial pe care eu l-am găsit în limba română era al lui Oana Ciorici. Și m-am uitat și m-am, cred că de 100 de ori până ce acum, de exemplu, eu doar cu conul știu cum să-mi fac volum la rădăcină, nu cu pierea, dar cu conul. Știu cum să-mi întorc capetele, să-mi fac volum la rădăcină și respectiv eu parcă am făcut brushing. Dar eu am folosit conul și nu făcându-i creț, dar pur și simplu jucându-mă cu vârfurile la tunsoare și cu rădăcină. Dar asta a fost și problema mea, trebuie să folosești un produs pre-styling, adică când părul e ud ceva, dar care să aibă și un pic de fixație, și un lac bun, dar din ăla care împușcă mai uscat, nu fi, știi când ai împușcat și el parcă ia cu zahar, să le ghești. Nu, ca să ai, adică o buclă naturală, să nu pare nună mare. Aer în păr, da. Pșic, pșic, cum spune Oleg. Cu make-up-ul și cu chestiile astea, mă stărui să mă apropii de fetiță. De exemplu, eu îmi fac la cineva machiaj, știu că fata face și cursuri și rog, uite, cât m-ar costa pe mine, să mergi cu mine să-mi faci o consultă, să cumpărăm împreună produsele. Da, dacă îmi stai să coți, eu am aruncat bani buni la gunoi, pe produse, așa, înainte cumpărate, mă întram acolo, știi, când intri, tu vrei, tu vezi, tu vrei să cumperi și avași, cumperi așa, îți pare ție că ți-ar merge și ajungi acasă și când te vopsești în generii. Uite, ăștia sunt bani aruncați, dar când fata merge cu tine sau îți faci un tutorial și tu îl cumperi de la dânsa, aici sunt bani investiți. Pentru față, eu în genere lăs ca să mi se dea sfaturi de la cosmetolog doar. Nu accept că, eu am cumpărat crema asta, ieți-o și ție. Nu, eu mă duc la cosmetolog și chiar dacă tu nu ai bani să duci în fiecare zi la cosmetolog, ok? Te-ai dus odată, ea ți-o recomandat, da, sunt mai scumpi, dar voi vreți să mă credeți că eu am o gamă acasă unde un gel de față mi-ajunge pe 8 luni. Eu am calculat. Da, el costă vreo 40, în Moldova, în Italia, vreo 50 de euro. Împărțește 40 de euro la 8 luni de zile. Și tu ai să vezi cât costă. Tot acolo ești la gelul și ala ieftin, poate să ieși cu 5 euro mai scump, dar toate produsele profesionale sunt concentrate. Asta dacă tu trântești așa, asta e problema ta, nu e problema la produs. Voi trebuie să vă gândiți că când tu iei așa din borcanul și ala masca și tu flești în păr, când dai cu dușul, bănișoare te scurg așa și pe corp și pe stăt și duc drept în canalizație. Eu am început să investesc în carantină. Eu aveam fix 3.000 de euro în casă.
pentru că noi taman cumpărasem casa, am făcut reparații, deci eram lipiți pământul, aveam aceia 3.000 de euro. Eu am început să cumpere webinare. Rușii atunci, tot nelucrând și ei, au început să vândă cursuri care costau 1.000 de euro la 100 de euro, 150 de euro, cumva ca și ei să meargă înainte și să atragă cât mai mulți follower și oameni noi. Și am început să cumpăr cursuri și la mine atunci s-a deschis o lume, am făcut și curs de social media marketing atunci și în plus am investit tare mult pe cursuri în tratamente la păr, anume pe tratamente reci, tratamente fierbinți. Și eu țin minte ultima dată când mai lipsă o săptămână ca pe noi să ne scoată din carantină și soțul meu s-a uitat la mine și zice că tu te-ai uitat că noi aveam fix 200 de euro. Da, eu zic, da, m-am uitat. Dar tu știi că pe noi ne deschid. Dar el zice, știi că da, dacă nu ne deschid. Și mâncăm cursurile tale. S-a deschis carantina. Eu am început să lucrez într-un apartament micuț, că deja era imposibil să... Eu înainte mă duceam eu la clienți acasă, era imposibil să fac asta. Și fix la 2 luni de la carantină, de când am ieșit, eu mi-am deschis salon. Când pe strada unde eu am deschis salon, taparelele se dădeau în jos și se încuieau lăcățele și scoteau logo-urile de sus. Eu am pus-o. Aici mai este un secret, că când tu ai un produs bun în care crezi și dacă tu crezi că știi cum ai să-l valorizezi, perioada de criză este momentul perfect să investești întrâns. Și încă ceva ce spun eu respectiv de cursuri, în fiecare curs, cât de slăbuț el ții, nu ți-ar părea, sau chiar dacă tu crezi că practic acolo știi tot, tu ai să găsești o frază sau un context explicat altfel decât ții ți-o fost explicat vreodată și de acolo o să-ți fie o idee care pur și simplu o să-ți schimbi toată strategia sau o să-ți aducă un câștig bun. Banii trebuie să circule. Banii aduc bani. Dacă tu îi ții acolo, tu azi ai 50.000 de lei sau de euro, tu și peste 10 ani tot 50.000 de euro sau de lei să ai. Dar dacă, da, dar dacă o să fie o criză sau ceva, poate eu o să devalorizez. Dar cum s-a întâmplat cu rubla sau cu lira în Italia? Oamenii din miliardieri au rămas medii sau care aveau acolo mediu rămas sărași lipiți pământului. Pentru că toată averea pe care eu o strâns o s-a devalorizat. Și eu țin minte, familia mea provine de pe partea mamei din boieri, din ei aveau bani, aveau... Și atunci când s-a întâmplat asta, eu rămas bani. Și până ziua de azi, mama, bunica, când îmi socotește câți bani ea avea în cont, și banii și ea atunci pur și simplu au dispărut. Ei nici până ziua de azi nu au mai putut scoate de acolo nimic, la cnișcă, cum se numea pe atunci. Eu de asta spun, investiți într-un apartament pe litoral care o să vă aduc, dacă vorbim de sume mai mici, încercați să vă dezvoltați personal. Când tu ai un câștig stabil, e ok dacă tu vrei așa stil de viață. Dar dacă tu vrei să te dezvolți și să crești, niciodată nu trebuie banii și ei care tu azi ai 50.000 de euro, să spunem, sau... Hai să ne oprim la 50.000 de lei dacă tu ai la colțun și ai să-i ții acolo, știi câțiva ani poți să întâmple, nu știu, și tu într-o zi să-i cheltui pe vreo problemă. Dar dacă tu ai să investești cu cap și ei o să ruleze și o să-ți aducă succes, clar că trebuie să-ți leși un pic de rezervă ca tu să nu rămâi gol, să ai o pernuță ta de... Care o să știi că banii ăștia ne o să ne ajute pe atâta o perioadă până și eu o să mă ridic, o să mă pun pe picioare. Dar restul trebuie să lucrez. Banii trebuie să aducă bani. Niodată ne-a spus o fată la un curs că clientul e așa cum îl vezi tu. Dacă tu crezi că clienții tăi n-au bani, înseamnă că ei n-a să-ți plătească ție. Tu ai să ai mereu clienți de ăștia care n-au bani. De ce eu cumpăr toate cursurile și mă duc peste tot? Pentru că așa se fac cunoștință, relații, prietenii și acolo este un networking foarte puternic. Și așa și tu crești. Eu câteodată mă gândesc și îmi dau seama că tot ceea ce am eu la moment este datorită relațiilor pe care noi le-am dezvoltat.
Am făcut cunoștință cu Maria, Maria ne-a făcut cunoștință cu Ion, Ion m-a ajutat să ajung la Vadim. Și tot așa mai departe, am făcut cunoștință cu Vadim, am venit la Cristina. Deci totul este strâns legat într-un lanț și asta și este cheia care stă la baza succesului. Eu îmi permit să cheltui pe mine doar atât cât eu cred că la moment este nivelul meu. Eu nu mă îmbrac fake. Eu urăsc fake-urile, atât în oameni, cât și în haine, genți și tot mai departe. Pentru mine, brand-ul înseamnă că, uite, la acest nivel, eu personal mie îmi demonstrez cu brand-ul pe care eu îl am. La moment, eu mă îmbrac din twin set. Dar dacă văd ceva, chiar recent am văzut o rochie verde care costa 250, eu mi-am cumpărat-o, pentru că la moment, aceasta este maxim ce eu pot să-mi permit pentru mine, ca să mă alint. Eu pot să-mi iau rochii și de 1000, că oricum iam banii puși deoparte, dar asta nu o să ne rezolve în primul rând nicio problemă. Într-a doilea rând, eu nu iau rochii asta azi și eu mâine, păi mâine, răspăi mâine nu mai pot să-mi iau alte rochii, pentru că, dar la rochii și ei trebuie să ai și un pantof mai scump și o geantă mai scumpă. Eu nu țin la lucrurile materiale. Mie mi-a plăcut perechea asta de pantofi, eu o să o port o lună până și deja n-ai să-și poți scoate e 20 de euro, cum poți scoate 300 de euro. Ele pentru mine au aceeași valoare. Dacă să vorbim despre oameni care asta își permit, eu cred că eu ajuns deja la statutul când ei pot să-și permite să-și cumpere și în fiecare zi să-și etașeze brandul. Dacă să vorbim despre oamenii care încă nu-și permit, dar tătă-i logo de sus până jos, ei sunt foarte săraci interior și cumva e sărăcia asta vor să o arăt prin bogăția din exterior. Eu asta numesc bășin de urs. Pentru că asta e pa, în primul rând, oamenii bogați, ei nu se îmbracă în haine de brand, dar ei nu caută ca emblema brandului să fie pe tot piept. Unul care are mai puțin bani, dar care își e o haină, da, bună de brand, să vadă tăți, el clar că a scat, el suți și zici, blin, maica asta e de la Hugo Boss, dar e numai pe bumbă aici mărunțele scris Hugo Boss, dar dacă n-a să vadă că e de la Hugo Boss, aia nici nu ne-o iau, dă-s ne-o iau pe asta că și-i scris așa. Eu așa văd, asta este părerea mea, strict subiectivă, eu nu știu, poate o să ajungă timpul când tot o să mă îmbrac din, cu toate că eu am văzut creșterea asta de la H&M la Zara, de la Zara la Twinset și tot așa mai departe, eu observ, dar mie îmi place ca ea să fie treptat, ca eu să reușesc să mă bucur de ele. Pentru că dacă tu azi ți-ai luat tot de la branduri, nu știu cum, pe urmă, nu și mai departe. Și poți să mai cumperi, și poți să mai faci. Tu deja ți-ai luat tot ce ai vrut. Eu odată am avut o discuție cu comercialistul nostru italian, care se îmbracă, eu e că mă uit la dâns și eu zic că eu am stau de vorbă cu vreo 5.000 de euro, dar el îmi spune nici sens. Zic că eu te văd, tu ești tot îmbrăcat de la Etro și cam știu cât costă, pentru că și eu mă duc la outlet-uri și văd prețurile. Și el zice că și tu de cât ești îmbrăcat? Dar eu mă uitam la mine, era atât Zara, H&M, așa, zic, eu de vreo 100 tăt, cred că, din cap până în cioare, cu tăt cu geantă. Și el zice că, și cam, dă să ne uităm în oglindă și uite cât de frumos ele stau pe tine, că tu ești tânăr și frumos, și uite cum ele stau pe mine, că eu am pânce-s grăsuță-s pleașcat. Ai înțeles că cu cât tu ești mai plin înăuntru, mai harizmatic și mai asta, tu orice caină, chiar și de 5 euro la redușie ai asortezi așa de frumos și e doar o să-ți evidențieze frumusețea și zâmbetul și corpul și tot. Dar cu cât timpul trece și schimbi deja hainele, nu. Da, tu ai ajuns la un nivel când ți le permiți, dar ele nici că cum ți nu să-ți schimbi aspectul. Pentru mine este foarte important ca copiii mei să facă grădinița și școala elementară după metoda Montessori, pentru că eu am cunoscut foarte multe persoane de succes care vin anumit din baza Montessori. Acolo cumva pe ei învață să se dezvolte foarte frumos și foarte creativ în toate domeniile.
cumva se lucrează cu fiecare copil personal. Eu în copilăria dansam foarte frumos și recitam, eu când ieșeam la careu și spuneam o poezie, careu pur și simplu înlemnea și toți mă ascultau cât emoții și geste, expresivitate eu făceam. Eu am luat locurile întâi pe la olimpiezi de recitare a poeziilor. Părinții mei fiind psihotare și noi venind dintr-un sat tare îndepărtat și respectiv ca eu să mă duc la Glodieni, unde era centru, și să fac dansuri, să fac muzică, să fac teatru, erau doar două autobuze pe zi, la care dacă tu nu reușeai și n-aveai cine să vii să te ia cu mașina, tu practic rămâneai un copil pe drumuri departe de casă. Și eu am fost privată de această dezvoltare și nu intenționat, dar pentru că așa au fost circumstanțele, pentru că părinții mei tot au investit pe urmă foarte mulți bani în universitate, în creșterea noastră, dar anume atunci când eu aveam nevoie să dezvolt această creativitate, din cauza consecințelor nu a fost posibil. Și cumva la moment eu prefer să cheltui mai puțin pe hainele mele sau nu am o mașină de ultimă generație. Da, e o mașină bună, dar nu e cea mai scumpă, dar eu investesc în copii. Acum, când e baza lor? Pe urmă, deja, dacă nu o să fie posibilitate, o să meargă la o școală de stat, cu toate că în Italia și școlile de stat, dacă tu ai un venit mare, ele te costă destul de scump, adică diferența e mică. Chiar și când nu avem bani, aveam salariu 1000 de euro, grădinița a fetei din sat costa 350 de euro. Eu m-am privat de tot ce își ține mâncare bună, restaurante și tot cu soțul, ca noi să-i dăm oportunitatea ei să aibă o grădiniță bună. Accentul mereu trebuie să fie pe studii. Pentru că da, poate ele nu o să trebuiască în viață. De exemplu, eu am făcut colegiu pedagogic și am făcut facultatea de drept și fac părul în Milano. Dar credeți-mă că ceea ce stă la baza formării unei persoane te ajută ca pe urmă în orice domeniu ți să fie comod și să reușești să te miști. Eu am făcut nu de mult un curs de time management unde regula de bază este să faci mai întâi lucrurile care ți nu îți plac, îți aduc disconfort și doar pe urmă să faci cele care îți plac. Pentru că noi chestiile astea tot le lăsăm în cadranul 3, la urmă, și împlim timpul ăsta cu goluri care sunt atât de neimportante în loc să ne concentrăm pe adevăratele probleme, dar noi tot le lăsăm că ei, nu-mi place, ei, așa, nu. Și uite de aici și primești că tu niciodată nu ai timp. Dacă tu niciodată nu ai timp, înseamnă că tu foarte rău îți gestionezi timpul tău și aceasta este problema de bază a mea. Eu am văzut odată un video la un curs, într-un bol de piatră, s-au pus tare multe pietre mărunțele. Pietrele astea mărunțele îți trecutul pistoris așa, fără socoteală, când tu nu-ți gestionezi timpul tău. Uitat-o pe filme, știri, Netflix, nu știu și care, oricum, face parte din viața noastră, dar cumva asta tot a fost pus la bază. Și când a început să pui pietrele mari, unde era sănătatea noastră, familia noastră, copiii noștri, timpul legat de frumusețea noastră, timpul când să stai singur cu tine, un căput 3 pietre, restul o rămas afară. Și acum mentorul îi spune, haideți să în alt bol să facem altfel. Puneți sănătatea, timpul cu copiii, intimitatea cu soțul, intimitatea ta cu tine, timpul tău pentru frumusețe, problemele care sunt cele mai importante la birou și când au turnat toate cele mărunțele, un căput tot. Și ce-o schimbat? Doar prioritățile. E greu, e foarte greu să te trezești dimineața și să-ți lași copiii dormind și să te întorci seara și să-i găsești dormind. Sau să intri odată mai devreme în casă împreună cu soțul și cu dădaca și ei cumva să treacă pe lângă tine și sară în brață la tată sau la dădacă și pe urmă să vii la tine să trebuie, mamă, și ne-ai cumpărat? Pentru că cumva noi
pierzând timpul de lângă dânsă, îi remunerăm cu fel de fel de cadouri și ei știu că mama este egal cu un cadou. Și e dureros, e foarte dureros, dar cred că o să rezolvăm acest capitol și nici nu trebuie de mers în contraste, pentru că dacă noi, când se naște un copil și noi devenim fanați, pentru noi soțul doarme în altă cameră, că să nu deranjeze copilașul, eu nu mănânc și 3 zile că stau să îi fac o mâncare, nu-i plăcut, îi fac a doua, a treia și tot așa, noi cumva creiem, în primul rând, pentru copii, ei o să aibă foarte mari probleme în viață, că ei o să aștepte că cineva, nu ne-o plăc fuca ca mâncarea asta, mă și mamica să ne facă alta. Și ei să ciocnesc de probleme foarte mari după. Într-a doilea rând, noi cumva le tăiem aripile și ei nu reușesc să descurci singuri. Ei așteaptă mereu că mamicuța să-i ghideze și să-i protejeze așa pe împrejur. Ne stricăm relația cu soțul, pentru că până la urmă soțul e tot ca un copil cu care trebuie să ai timp în intimitate și asta. Și într-a patrulea rând ne uităm pe noi înșine ca persoane și dăm prioritate. Și copiii undeva la 16 ani se duc și tu atunci te găsești bătrână, cu soțul care ori îmblă brambura, ori deja trăiește cu tine, dar are alte interese, nu mai are timp de relația voastră. Și începem să-i sunăm, să-i scăim, să ne certăm cu logotnicile lor, să devenim soacre, da, de astea posesivi și să le stricăm viața. Și adică nici asta, nici extrema asta mie nu-mi place. Noi cu soțul avem 2 sâmbete pe lună când noi dormim la hotel, la 5 km de la casă, dar la hotel. Noi ne uităm la un film împreună, bem o sticlă de vin împreună, dormim până la ora 10 fără ca nimeni să ne trezească dimineața și să... Iar alte 2 sâmbete mergem undeva cu copiii. La un parc de distracții, la o pizzerie cu toți prietenii noștri ca ei să distreze. Și anume anul ăsta, după a doilea naștere a doilea copil, că noi cumva am înțeles că ne-am îndepărtat tare unul de altul, noi parcă ne-am reinventat, ne-am reîndrăgostit, ne-am regăsit. Noi cumva am împărțit așa timp ca să avem timp și pentru noi doi și timp împreună cu copiii ca să fim fericiți. Dar ca să fii fericit, în primul rând, nu trebuie să te gândești niciodată la ce zici lumea. Noi tare suferim de complexul de vinovăție și lumea nu înțelege că până ce nu lupți cu asta, niciodată n-ai să reușești să treci la alt nivel și să fii fericit. Cunosc o persoană în Milano care e foarte tânără, dar și-a făcut atâtea intervenții chirurgicale deja, cu toate că e persoană simpatică, destul de ok. Și eu o întreb într-o zi, de ce tu faci? Bine, nu-i treaba mea, nu-s probleme, dar de ce? Și așa, într-un moment mai de intimitate, așa, mi-a spus că când era mică, mama ei o numea Cristina Iad. Îi spune că tu ești urâtă. Și ea, la vârsta asta atât de tânără și de fragedă, încearcă cumva să devină tot mai frumoasă și mai frumoasă. Dar aici, de la un pic de modificări, dacă tu nu ești bine stabilit cu tine, și nu ești în armonie cu corpul tău și cu căpușanul tău, e foarte ușor ca să treci limita și dacă ai trecut limita deja. Sunt chestii care chiar pot să te ajute, doar că nu trebuie de făcut asta frumos și armonios ca fiecare vârstă să o treci prin frumusețea ei și prin cum e natural să o treci. Și eu tare sper că asta să nu schimbi cu timpul și capul meu să rămâi tot atât de ok cum eu sunt acum la nivel psihic cu mine, cu felul meu de a fi, cu corpul meu, cu defectele mele, dacă să le... Și dacă pot să dau un sfat femeilor, nu stați acolo unde nu sunteți valorizate și unde sunteți devalorizate. Nu lăsați pe nimeni să hotărască cât tu trebuie să cântărești, asta trebuie tu să decizi.
cum tu trebuie să te îmbraci, unde tu trebuie să lucrezi și trebuie să faci tu bani sau nu. Nu lăsați pe nimeni să decide dacă tu trebuie să alăptezi sau nu trebuie să alăptezi, sau dacă tu poți să ieși într-o zi cu o fată, cu o prietenă, cu sora la o cafea, sau trebuie cineva să-ți deie voie, pentru că tu aparții doar ție și iubirea trebuie să-ți aducă zâmbet. Eu când mă gândesc la soțul meu, eu mă râd singură. Îmi încurc lăcrimi câteodată când mă uit la dânse, că așa el vine și eu îl văd. Și nu pentru că e cel mai frumos om de pe planetă, dar pentru că el atât de mult investește în mine ca om, în creșterea mea. Și nu vorbesc doar de bani, vorbesc de timpul lui, vorbesc de afecțiunile lui, vorbesc de faptul cum el mă încurajează atunci când eu sunt mai jos cu pământul. Iubirea nu e despre asta, că tu trebuie să-i controlezi telefonul și el trebuie să-ți controleze telefonul. Iubirea este despre încredere și libertate. Dar libertatea asta nu înseamnă că unul trebuie să îmbli hăsa și unul trebuie să îmbli ceala. Libertatea ta interioară, sufletească. Eu nu prea mă tem de nimic în afară de Dumnezeu și sau de puterea aia mare care există. Restul eu lupt cu temerile astea. De exemplu, eu încă mă tem tare de motociclete. Și acum soțul și-a renovat permisul și în sfârșit, că pe cea la veche avea pus categoria, dar pe ăsta nou nu, și el mereu era, are cumpărat deja motocicletă de un an și nu poate îmbla cu dânsul. Și i-am spus că cum ne întoarcem în Italia, eu vreau să mă iei și ne ducem undeva la un drum, măcar de zi, cu motocicletă. Și îl suit la mine și zici că smâsli. Eu știu că tu asta îți dorești foarte mult și pentru mine asta o să fie o dovadă că eu pot să trec și pe asta. Și pentru noi doi ca cuplu asta să fie ceva tare, tare fain. Sensul vieții mele este să pot să-mi păstrez libertatea mea ca personalitate, îndeplinindu-mi rolul și de mamă și de soție, și să nu pierd balansul între carieră, familie și spațiul meu personal.